Bună seara, l-am alături de mine pe Nick de la Blackbirds. Bună! Bună! Cum a fost meci în seara asta? Groaznic. Se înțeleg că n-a fost început prea bun. Da, al doilea meci, a doua înfrângere, dar ne-au lipsit și oamenii astăzi, am avut ghinion. A trebuit să strângem oameni la limită, n-am avut nici rezerve, da, nu ne-am antrenat ca de obicei și asta aduce la înfrângerea pe care am suportat-o astăzi. Vă așteptați la un nivel așa bun din partea echipei adverse, având în vedere că sunt tot nou veniți? Nu ne așteptam, dar asta e acum, să vedem și celelalte meciuri ce o să facem. O să muncim și o să încercăm să jucăm mai bine de la meci la meci. Vă gândiți să mai faceți schimbări în echipă? Da, trebuie aduși oameni noi și trebuie să învățăm să ne cunoaștem între noi și să pasăm. Asta e esențial, să pasăm. Pentru că în acest meci nu s-a pasat și s-a văzut. Care dintre cele două reprize a fost mai grea? Nu pot să zic, nu știu. Cred că prima a fost mai grea, în a doua deja am mai încercat la început să mai jucăm, dar nu a mers. Ai remarcat pe cineva în echipa adversă? Nu. Multă baftă vă doresc, sper să reușiți să vă mobilizați în meciurile următoare. Da, mulțumim. La revedere. La revedere. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă invit să o faceți în continuare din live paginii noastre de Facebook, Liga Prieteniei, sau accesând site-ul nostru oficial www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor noștri, Homa Sport Shop și Cipita.